traiului de munte a fost adus la sfârșitul săptămânii trecute la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Zeci de producători din județ au venit cu diferite preparate tradiționale făcute cu măiestrie după rețete învățate din bătrâni. De la tradiționalele plăcinte pădurenești până la mezelurile preparate în casă, toate au fost pe gustul clienților care nu știau pe ce să pună mâna. Târgul producătorilor a fost organizat cu ocazia Zilei Naționale a Traiului de Munte, manifestare ce face parte din cadrul unui proiect european derulat prin intermediul Ministerului Mediului și prin care se dorește scoaterea din anonimat a zonelor montane din țară și promovarea producătorilor și a preparatelor tradiționale. Ce produse ați venit astăzi la târgul de la Castel? Iată că ne prezentăm și la Hunedoara, la Castelul Corvinilor, nu-i așa, ca să demonstrăm viața noastră a țăranului de la munte, ca să ne valorificăm produsele noastre, în ce costă produsele noastre, cu ce venim noi astăzi, cu tradiționalele siropuri naturale, din fructe de pădure, din flori de munte, cu dulcețuri, cu magiun, cu nucă, tradiționala nucă pădurenească. Mai târziu o să venim și cu sucituri pădurenești și cu plăcinte pădurenești făcute în cuptor. Deocamdată suntem la început, suntem pentru prima dată aici, am venit să vă aducem câte ceva din fiecare, zacuscă, murături. Ce știm noi că îi place românului să mănânce? Gustul de acasă, mai înainte de toate. Publicului, de ce sunt un pic mai scumpe decât în magazin? Pentru că sunt 100% naturale, pentru că sunt produse de noi, pentru că nu conțin niciun factor biologic sau chimic, deci nu au fost tratate sub nicio formă, nu conțin azotați, nu conțin conservanți, nu conțin aditiv alimentar, sunt naturale 100%. Oriceea ce presupune a fi procesat natural și a fi natural, e adevărat, costă. Și zmeura e din pădure, nu din... Și zmeura, da, este din pădure. Din păcate, eu nu mai am zmeură. Am coacăze negre, am mure, toate sunt fructe de pădure. Din pădure, nu din pădure, de la noi, de la pădureni. Da, am venit cu plăcinte cu brânză și avem un stand cu brânză de la noi, de la Lelese. Sunt 3 producători care sunt... Începând din acest an și acreditați bio de un organism de acreditare care se numește MRC și sperăm să putem să învățăm lumea să mănânce ecologic. Transformările nu au fost grele ca să devenim ecologici, fiindcă totdeauna am fost ecologici, dar trebuie să fim monitorizați 3 ani de zile. Sunt într-adevăr produse, ne bucurăm că muntele este încă băgat în seamă, fiindcă suntem cam pe ultima 100 de metri când muntele se mai poate păstra în condițiile în care a fost și până acum și sper ca lucrurile să se îndrepte și să meargă spre partea eco, partea bio, partea adevărată a muntelui care a crescut atâtea generații de oameni adevărați. Spuneți-mi cu ce ați venit astăzi la târg? Cu câteva sorturi de miere, cu miere polifloră, miere de salcâm, miere de tei și puțină miere de mană, cât ne-a mai rămas din anii trecuți. Pentru ce boli este bună miere? Mierea în general este bună pentru o sumedenie de afecțiuni. Sigur, acum e important să
să știm că anumite sorturi de miere sunt bune pentru anumite afecțiuni. Mierea de mană, de exemplu, este foarte bună pentru mineralizarea organismului, cum este de altfel și mierea de rapiță. Mierea poliflora este o miere foarte indicată într-o sumedenie de afecțiuni, este un tonic și un energizat al organismului. Pentru copii, pe de altă parte, mierea de salcâm este recomandată în răceli, în gripe, în prevenirea afecțiunilor sezonului rece. Cumpără oamenii miere? Nu cumpără foarte. Deci puterea de cumpărare e destul de mică, pare să nu prea merge așa de bine. Câți ani vă ocupați de această... De 20 de ani fac apicultură. Sigur, la început ca și hobby și acum, cum industrie nu mai avem, economia merge greu, am rămas să producem miere. Acesta a fost și un an apicol mai greu. Da, a fost un an apicol foarte defavorabil. Până eu, de când fac apicultură, nu am mai întâlnit un astfel de an. Am produs anul acesta mai puțin de 15% decât într-un an normal, nu un an bun, nu. Într-un an normal aș fi produs undeva la 3 tone, 3 tone jumătate de miere. Anul ăsta am produs 400 de kilograme. Foarte puțin. Spuneți că oamenii nu prea cumpără, ce veți face cu mierea undă? Acum, la cât de puțin am produs, o vom vinde, cu siguranță. Există și varianta vânzării angro. Din fericire, cumpără europenii mai mult. Deci o dăm la angro, sigur, la un preț mai scăzut, pentru că este angro, dar o trimitem afară. Chiar dacă viața la țară nu este deloc ușoară și de cele mai multe ori munca oamenilor nu este pe deplin răsplătită, din ce în ce mai mulți tineri aleg să locuiască în mediul rural. Este și cazul tânărului din imagini care, la 29 de ani, are propria fermă. A terminat facultatea de economie la Sibiu, dar spune că nimic nu se compară cu viața la munte. Am ajuns de la economie. De ce nu ești într-un birou și vinzi acum prânz? În birou sunt prea mulți. Pe dealuri sunt mai puțini. Stăm noi pe dealuri, că nu. Să fie și pe acolo cineva. Acolo animale m-am avut de mic și asta mi-a fost pasiunea, așa am continuat. Facultatea am făcut-o pe lângă animale. Animalele au fost de bază. Ok, ce feluri de brânză ai? Tele mea. De oaie și am și de vacă, că am și vaci. Am rețetă secretă sau e rețeta generală? E general, acum fiecare, după cum știe să o facă și după cum își dedică timpul, că brânza asta e mai pretențioasă, alții o fac așa numai de comerț, alții o fac să fie bună, nu toată lumea... Nu. Am înțeles că mai ai confrați sau camarazi care au făcut la fel ca tine, pe dat facultate și... M-am, chiar vecinul, de alături. El ce facultate? Nu știu, pe el să-l întrebați, nu știu să... Nu știu, pe cuvânt nu știu. Suntem vecini de sate, nu suntem în același sat. În ce sate? Eu, Cerișor, comuna Lelese. Așa și el? El e în Lelese, chiar în Lelese. Spune-mi, mulți tineri aleg să plece de la țară, să facă o facultate, să rămână la oraș. De ce te-ai întors? Care... Eu m-am dus, că eu nu sunt de acolo, chiar din sat am cumpărat casa acolo, din altul sat de aici, de lângă Hunedoara. Și am cumpărat acolo... Păi distanță, e greu, dar ce să faci? În primul rând pasiune, așa pe restul. Asta e, în special, rest. Și vânzarea azi cum a mers? Bine, foarte bine. Acum lumea vine să uită. Brânză am dat, caș, proaspăt, de vacă, de toate. Ce avem, am dat la toată lumea. La târgul producătorilor au fost prezenți și hunedoreni care au avut curajul să își înființeze ferme de semisubzistență. Unul dintre ei este Nicolae Coca, din Gioagiu, care a venit la castel cu mai multe soiuri de mere, inclusiv mere pentru diabetici. Deci este ferma de semisubzistență, măsura 1.4.1.
Proiectul a început acum 5 ani, că sunt în anul 5 cu proiectul. Am văzut condițiile care sunt, am avut suprafețele de teren, sunt pomicultor de meserie și m-am extins tot pe capitolul pomi. Am avut de realizat încă o suprafață de 42 de ari de livadă, am realizat-o și cu livada merg încă înainte. Livadă de meri? Livadă de măr și de prun. Și au început să dea roade? Au început să dea roade. Anul ăsta am avut 24 de tone de mere. Și câți bani ați obținut? Și a fost greu? A fost ușor? Prea ușor nu a fost, dar având în vedere că eu am realizat tot volumul de muncă, n-a trebuit să-l plătesc, a fost ușor și convenabil. De pe extindere am făcut 3 tone de prune, având în vedere că sunt în anul 4 cu livada. Și asta câți litri de țuică înseamnă? Păi la 3 tone înseamnă undeva, depinde cât de tare e țuica, dar undeva de domeniul a 300-400 de litri. Ori 100 de lei litru, e un venit. E un venit, sigur. Și mai ales că îți creează apetit pentru alte proiecte. Da. În județul Hunedoara, peste 200 de mici fermieri au beneficiat de măsura 141 pentru finanțarea fermelor de semisubzistență, având vreme de 5 ani un sprijin financiar nerambursabil de 1500 de euro pe an pentru micile afaceri agricole cu care își completează veniturile. Desfășurată sub sloganul Munte, Tradiție și Armonie, Ziua Națională a Traiului de Munte a fost organizată cu scopul de a încuraja pe producătorii din zonele montane să își promoveze produsele 100% naturale și să se facă remarcați pe piețele din mediul urban. Lucru de apreciat, de altfel, mai ales că județul nostru se poate mândri cu fel de preparate, pe cât de tradiționale, pe atât de sănătoase.